Salutare, dragilor! Hristos a înviat! Sper că ați avut parte de niște sărbători frumoase, liniștite, că ați primit lumina în suflet și sper să rămână aprinsă cel puțin până Paștele viitor. Pentru că nu am mai primit nicio întrebare în aceste ultime zile, m-am gândit că acum că a trecut Paștele, s-ar potrivi foarte bine ca în acest episod să vorbim despre credință, despre religie, despre faptul, așa cum spune și titlul, dacă sunt o persoană credincioasă. Legătura mea cu divinitatea a avut de-a lungul vieții mele suișuri și coborâșuri. În anumite momente mi-am pus, ca fiecare dintre noi, cred, veșnica întrebare, de ce? De ce eu? De ce acest destin? Am fost și supărată, dacă îi pot spune așa, pe Dumnezeu, o perioadă din viața mea, dar am avut grijă pe parcurs să-mi trimită semne și să-mi trimită oameni în viața mea care să mă salveze la propriu, să mă salveze la propriu, să-mi salveze sufletul, să-mi schimbe percepția de gândire, să-mi arate pur și simplu că e acolo. Nu am pus niciodată la îndoială existența lui, doar lucrarea lui, ca să-i spun așa. Aia am avut momente când am pus-o la îndoială. Pe parcursul vieții mele nu cred că am intrat de mai mult de 10 ori într-o biserică, dar nici de 10 ori. Și asta datorită faptului că era foarte greu să ajung la biserică. V-am mai povestit că ai fi avut nevoie de taxiul, de și multă lume nu voia să te ducă. Dar a ținut și de mine. Pentru că, deși se spune că biserica este casa Domnului, nu cred că Dumnezeu locuiește în bisericile care sunt astăzi. Nu cred. Mi-ar plăcea și sunt sigură că pe viitorul voi merge la, știu eu, la vreo mănăstire, la biserici de lemn, simple. Acolo cred că este o părticică din Dumnezeu. În acestea foarte înalte, cu foarte multe turle, nu cred. Așa consider eu, nu știu. Și în plus de asta, Dumnezeu locuiește în sufletul fiecăruia dintre noi, atâta timp cât nu-L uităm, atâta timp cât îl rugăm în fiecare zi lucruri. De bine, de obicei, noi ca oameni suntem obișnuiți să cerem lucruri, nu să mulțumim pentru ce avem. Și de obicei îl căutăm și îl strigăm doar atunci când, știu eu, chiar avem nevoie sau când ne temem de, nu știu, de faptul că ni se poate întâmpla ceva rău nouă sau unei persoane dragi. Însă ar trebui să facem asta mai des. Dumnezeu oricum locuiește în noi, Dumnezeu oricum este la, știu, la ușa fiecăruia dintre noi și, așa cum se spune, El ciocăne, noi trebuie doar să-i deschidem. Niciodată nu m-am spovedit, niciodată nu m-am împărtășit, poate vi se pare ciudat, dar așa cum nu cred că Dumnezeu locuiește în bisericile de astăzi, așa am și eu un foarte mare semn de întrebare în legătură cu fețele bisericești. Ceea ce vreau să vă spun ca o paranteză este că tot ceea ce vă povestesc este strict părerea mea personală și ceea ce simt eu.
Poate ați observat de-a lungul clipurilor pe care le-am făcut până acum că încerc foarte mult să fiu sinceră cu voi și v-am răspuns și la întrebări mai grele, mai dificile, mai personale, așa că nici în acest clip nu fac abstracție și vă spun pur și simplu ce cred eu și ce simt eu personal. Doamne ferește, nu trebuie să vă luați după mine sau să credeți că instig la știu eu ce alte locuri. Nu am foarte mare încredere nici în fețele bisericești, așa cum spuneam. În anul 2000, familia mea a trecut printr-o tragedie și l-am pierdut pe primul meu nepoțel, la vârsta de un an și câteva zile. A fost prima slujbă de înmormântare la care am asistat. Înmormântare deschisă, ca să-i spun așa. Înțelegeți ce vreau să spun, mă refer cu capacul deschis. De atunci, foarte mulți ani, nu am mai putut să aud vreo slujbă, pentru că, deși ar trebui să ne facă bine și să ne regăsim, mie îmi făcea rău. Plângeam foarte mult. Și tocmai din acest motiv, a doua mormântare deschisă la care am asistat de-a lungul vieții mele a fost cea a domnului Victor Socaciu. Și la fel mi-au trebuit luni bune să-mi revin. Pentru că, nu știu, așa cum vă spuneam, sufletul meu este sensibil și face față cu greu anumitor lucruri, șterge din memorie cu greu anumite imagini și asta face foarte dificilă, nu știu, participarea mea la o slujbă sau la o slujbă de înmormântare. Preoții pentru mine nu sunt ceea ce ar trebui să fie, ceea ce consider eu că ar trebui să fie. Cel puțin nu cei din ziua de astăzi. Și asta face mie demersul mai greu de a avea încredere într-un preot sau într-un duhovnic sau La final consider că dincolo de orice statut și titlu de știu eu prea sfințit, prea fericit, prea toate prea sunt oameni ca și noi. Însă, de foarte mulți ani, îl ascult și pot recunoaște că îl iubesc pe părintele Constantin Necula de la Sibiu. Nu am reușit până acum să culmea, deși sunt din Sibiu, nu am reușit până acum să-l întâlnesc personal. Sper să fac acest lucru cât de curând. Însă îl urmăresc ca și voi de altfel, pentru că cu siguranță ați auzit și îl cunoașteți și i-ați ascultat măcar o dată, nu știu, o emisiune în care a fost prezent, un podcast sau o conferință. Mi se pare că este preotul care vorbește pe limba tuturor, mai ales pe limba adolescenților. Mă bucur că este urmărit de foarte mulți tineri. Asta face ca, știu eu, să avem speranțe că și noua generație sau generațiile care vor veni vor, dincolo de toate, știu eu, momentele frumoase ale adolescenței și toate prostiile, pentru că toți facem prostii când suntem tineri și ne dorim, avem speranțe și visuri mari și de obicei ne trăim viața așa 100%. Datorită oamenilor ca Constantin Necula, cu siguranță avem o șansă să creștem o generație, două de oameni mai credincioși, mai creștini. Pentru că de obicei oamenii sunt obișnuiți să fie creștini și credincioși doar în sărbătorile
din calendar. Îmi place de Părintele Necula. Îmi plac răspunsurile pe care de obicei le dă în timpul conferințelor sale. Vorbește deschis. Este, așa cum spune și el în anumite înregistrări, un părinte cool. Și dincolo de toate acestea, faptul că are magnet, ca să spun așa, la tineret și vorbește pe înțelesul tuturor, nu ai nevoie de foarte multă școală ca să poți înțelege, mi se pare că așa ar trebui să se prezinte un părinte, popă, preot, cum vreți să-l numiți, simplu, să fie cu picioarele pe pământ, să fie între oameni, să conștientizeze că munca lui este aceea de a fi alături de oameni, de a fi, nu este o muncă ușoară, trebuie să fii și preot și psiholog și psihiatru și prieten și cu siguranță nu este ușor deloc. Vă spuneam că nu am încredere în preoți pentru că nu... Ceea ce, de exemplu, să vă dau un exemplu ca să înțelegeți mai bine, au fost sărbătorile de Paști. Evident că am urmărit, așa cum vă spuneam, cam fiecare an filmul Iisus din Nazaret. Cei care l-au răstignit pe Iisus, la final, au fost preoții. Fețele bisericești, cei cu mintea luminată, cei care respectau cuvântul lui Dumnezeu de atâtea sute de ani și respectau legea și Tora, nu? Și cu toate acestea, ei au fost cei care l-au răstignit. Cred și am sentimentul că unii dintre ei, deși nu-l recunoșteau, știau cine e el de fapt. Știau că Iisus este Mesia. Și cu toate acestea, nu știu, le-a fost teamă, că, ca în ziua de azi, că le ia jobul, că le ia statutul, că nu înțeleg. Că le ia mulțimea, nu? Mulțimea se îndreaptă spre nu o să mă mai asculte pe mine, o să te asculte pe tine. Nu știu ce a fost în mintea lor, dar... Dacă acei oameni care și-au trăit viața în respectând legile lui Moise și legile lui Dumnezeu, nu au crezut. Și atunci, bine, ca să le găsesc și o scuză, deși nu este chiar o scuză, probabil că ei își imaginau că Iisus va veni pe pământ coborând direct din cer, pe nori, pe un tron de aur, însoțit de o armată de îngeri și atunci, mai de mine, credem. De ce? Chiar Iisus le spune în film, de ce credeți că împărăția cerurilor vine așa pe, nu știu, pe... unde de nori. Iisus a născut într-un grajd. Deși nu era Fiul lui Dumnezeu. De aici și reticența mea și răceala față de preoți. Dar asta nu înseamnă că nu trebuie să-L purtăm pe Dumnezeu cu noi, așa cum am spus, în fiecare zi. Eu sunt de părere că nu e nevoie să fiu în fiecare duminică la biserică, în fiecare zi de nu știu ce sfânt. Dumnezeu e cu mine, Dumnezeu mă cunoaște cel mai bine, El știe cel mai bine ce gândesc, ce simt, ce ascunde sufletul meu și... Așa cum el consideră că încă trebuie să mai rămân pe aici, pentru că, la fel ca fiecare dintre noi, avem un rost, înseamnă că el știe cel mai bine traseul vieții mele.
El îmi știe tristețile, supărările, bucuriile și asta nu înseamnă că atât de la tristețe cât și la bucurie nu-i mulțumesc și nu îl simt alături de mine. Îl simt chiar foarte mult. Și iată că pentru asta nu e nevoie să mă închin la 10.000 de lucruri și să vizitez și să, nu știu, să îmi dedic viața unui pelerinaj continuu. Nu am absolut nimic împotrivă cu cei care fac acest lucru. Sunt persoane care, cu siguranță, știu eu, asta îi ajută. Și nu e greșit. Doamne ferește, nu e absolut deloc greșit. Vă mai spun un secret, dacă îi pot spune așa. În acest an, în aprilie, s-au împlinit 3 ani de zile de când în fiecare seară eu adorm ascultând audio Biblia. Încă o paranteză, de foarte mulți ani nu am mai putut să dorm nopțile, pentru că am avut în urmă cu vreo 9 ani de zile un atac de panică. A fost primul. Între timp și-a făcut prezența mai multe. Acum, mulțumesc lui Dumnezeu, sunt puțin mai rare. Iar de la acel atac de panică, nu am mai reușit să dorm nopțile. Am încercat cu ceaiuri, am fost la doctor, am fost... Nu dormeam nopțile, dormeam doar după ce se făcea ziua afară. Ca să fiu sinceră cu voi, atacul de panică s-a simțit atât de urât și a fost o senzație atât de îngrozitoare, încât, da, mi era frică că, nu știu, dacă adorm, mor sau... Și cine spune că nu este frică de moarte, este un pic greu de crezut. Clar că nu ar trebui să ne fie. Sunt conștientă că mai este ceva dincolo de viața asta. Vă mai spuneam într-un alt episod că părerea mea este că Dumnezeu nu este egoist și trebuie să mai fie ceva dincolo de viața asta. Cu siguranță unii dintre noi ne vom întoarce și vom mai avea o a doua șansă. Sau poate am primit-o și nu o știm, pentru că știu eu, dacă am mai trăit într-o viață anterioară, din păcate nu avem amintiri. Sau poate avem și nu le cunoaștem. Cu siguranță ați avut și voi momente când ați fost într-un loc și ați avut impresia că ați mai fost acolo. Sau ați cunoscut o persoană pentru prima dată și aveați sentimentul că o știți foarte bine. Da, evident că în viața asta nu aveați unde să vă răspundeți la întrebarea de unde te știu. Dacă ați fi spus persoanei respective, băi, eu pe tine te cunosc, ne-ar fi privit probabil, băi, ți-ai luat medicamentele azi. Mi s-a întâmplat acest lucru, să fiu într-un loc și să am sentimentul că am mai fost, să simt un miros de parfum pentru prima dată și să am sentimentul că îi cunosc mirosul, să cunosc o persoană pentru prima dată și să am sentimentul că o știu de o viață și mai am un lucru care mi se întâmplă foarte des. Coșmarurile de obicei nu se repetă. Ei bine, eu am unul care se repetă destul de des și este îngrozitor. Și anume, mereu visez că mor luată de valuri foarte mari, uriașe, imense, numai apă. Și mereu când mă trezesc, îmi pun întrebarea de unde e acest lucru. Deși eu în viața asta iubesc foarte mult marea și mă calmează și mă liniștește, mă și tem de ea, că nu sunt genul care să intru, știu, abia îmi bag picioarele în ea mare și atât. Iubesc marea ca imagine, ca ceea ce reprezintă, ca ceea ce, nu știu, ce transmite privirii și sufletului o liniște așa pe care nu o găsesc în altă parte.
Eu fiind și o fire mai, nu știu, mai sensibilă, mai romantică, înseamnă că într-adevăr e firesc să iubesc marea. Dar, repet, mereu visez acest lucru. Valuri uriașe de zeci de metri, de blocuri turn de înalte, care vine și de cele mai multe ori, evident că atunci când e în fața mea, valul uriaș mă trezesc. Nu știu, uneori mă întrebam dacă asta înseamnă că într-o altă viață am murit, știu eu, înecată sau am fost marinar sau nu înțeleg. Dar cu siguranță ați avut și voi astfel de secvențe și chiar aș fi curioasă să-mi lăsați un comentariu dacă ați pățit la fel, știu eu. Și aveți sentimentul că în anumite momente ale vieții voastre aveți sentimentul că le-ați mai trăit cândva. De aia zic că Dumnezeu nu este egoist și cu siguranță cei care merităm sau cei care și cei care nu merităm vom avea parte de o a doua șansă. Cam asta este legătura mea cu credința, cu religia. Sunt o persoană credincioasă, dar în felul meu, în sufletul meu și legătura mea cu Dumnezeu este, să zic așa, foarte, foarte, foarte intimă. Sunt doar eu cu el și atât. Sper că săptămâna viitoare să avem parte de un nou subiect, dacă nu eu am așa în sertar câteva idei. Aceasta a fost chiar una dintre ele care erau scrise pe foaie și m-am gândit că acesta este cel mai potrivit moment să vorbesc despre asta. Vă mulțumesc mult, să aveți grijă de voi, să aveți un weekend frumos. Și nu uitați că eu sunt aici și rămân. Pe curând!